Sunt mereu pe fugă, ajung primii la intervenții. Nu vorbim de poliție, jandarmerie sau ambulanță, ci despre lucrătorii SMURT din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Bacău. Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare Bacău a împlinit un an de când s-a înființat. Numai echipajele de la descarcerare au intervenit anul acesta în 27 de cazuri, majoritatea dintre ele fiind accidente rutiere. Misiunea acestor oameni este de a salva vieți din ghearele fiarelor contorsionate. Puțin știu ce presupune activitatea echipajelor SMURT, ce simt, ce văd și ce le este dat să facă. În Bacău, SMURT dispune de o singură auto specială de descarcerare, dotată complet cu utilaje performante. Există însă și module pentru această activitate pe celelalte mașini de stins incendii, astfel încât pot fi acoperite și zonele Onești și Măinești. Acestea intervin doar în cazuri mai simple. Dacă situația este gravă, auto speciala de descarcerare din Bacău se deplasează în tot județul. De fiecare dată însă, echipajul merge însoțit și de ambulanța SMURT. Este diferența dintre o ambulanță ce aparține serviciului de ambulanță și o ambulanță ce aparține SMURT? Normal, nu ar fi nicio diferență. Paramedicii noștri sunt pregătiți pentru a acorda primul ajutor și pentru a desfășura activități prespitalicești. Dacă la locul intervenției se confruntă cu un caz mai complicat, ei sună în dispecerat și se solicită medic. Dacă acest medic nu este disponibil, pacientul sau pacienții sunt transportați la spital în stadiul în care au fost găsiți, evident acordându-se primul ajutor calificat, lucru pentru care sunt ei specializați, mă refer la paramedici. În afară accidentelor rutiere, la ce evenimente au mai participat echipajele de descarcerare? Echipajul de descarcerare în principiu la accidente rutiere participă, având aparatura pentru așa ceva în primul rând. Pentru cazul mai simplu, cum vă spuneam, merge la alte mașini care sunt dotate cu acest modul de descarcerare. Ambulanțele, cum bine știți, merg la mai multe cazuri pe care le-am mai spus și altă dată, stări de leșină, accidente auto, am spus, accidente casnice, stări de ebrietate, orice altceva care se poate acorda primul ajutor. În municipiul Bacău sunt 4 echipaje SMURT care lucrează în ture de 24 de ore. Fiecare este format din 3 membri, un conducător auto, care este șef de echipaj și alți 3 membri. Aparatura folosită de către cei de la descarcerare este una dintre cele mai performante. Acestea funcționează pe bază de presiune hidraulică și au capacitatea de a ridica peste 20 de tone. Plutonierul adjutant șef Ionel Pavelescu lucrează de mai bine de 8 ani în domeniu și de 25 de ani în cadrul ISU Bacău. Dacă inițial nu știa ce presupune această meserie, a învățat cu pași repezi. A urmat cursuri de specialitate însă, iar acum nu se vede făcând altceva. A fost greu la început, nu a avut cine să-l învețe. Experiență nu avea aproape deloc. Cu pași mici însă a ajuns la performanțe. De grea este această meserie pentru că nu este nici de cum una obișnuită. Nu este o meserie obișnuită, este foarte grea. Multă lume spune că după câțiva ani te obișnuiești, dar nu te obișnuiești. Nenorocirile sunt multe, sunt variate, copii, bătrâni, tineret. Îți faci meseria, dar după ce te-ai întors la unitate, deja te gândești la ce ai văzut, ce s-a întâmplat. Care este cazul care v-a impresionat cel mai mult și de care vă aduceți și acum aminte? Cazuri sunt deosebite, dar am avut în urmă cu câțiva ani un accident la Gârleni. Un camion răsturnat peste o femeie. Capacitatea scurilor s-a dovedit a fi insuficientă. O trebuie să așteptăm aproape o oră să vină o macară din Bacău. Era și duminică. Și spre satisfacția noastră, femeia a fost salvată după 2 ore de intervenție. Niște leziuni minore, dar sănătoasă. Deși noaptea nu are coșmaruri, în seriile în care stă de veche, Ionel rememorează accidentele cele mai grave. A fost moment în care v-ați gândit să vă lăsați de meseria asta? Deocamdată nu, dar trebuie să mă gândesc, să apropii vârsta pensionării și probabil în 3-4 ani nu o să mai fiu aici. Dacă pot să vă întreb așa, o să vă fie dor de meseria? Da, păi e o meserie de familie, ca să zic așa. Tatăl meu a lucrat 30 de ani aici, eu am împlinit 25.
Una din fetele mele lucrează în dispecerat de 3 ani de zile, deci 3 generații sunt deja în pompieri. Ce este nevoie pentru, ce calități ar trebui să aibă un om pentru a lucra în descarcerări? Calități trebuie mai multe. Trebuie calități fizice. E o meserie care presupune un efort fizic. Trebuie stăpânire de sine. Imaginile sunt foarte dure, așa cum știți dumneavoastră. Și trebuie dragoste de meserie și de ce pe care trebuie să-i ajuți. Spuneți-mi care este partea bună a acestei meserii și care este partea mai puțin bună. Partea bună e că ai satisfacția personală și a colegilor de a salva multe vieți omenești. Deci în decurs de 8 ani s-au adunat. Partea mai dificilă. Știți, la început mi s-au spus că dacă salvăm în jur de 3-4% să fim mulțumiți. Noi, ca Bruce Willis, salvăm tot, dar adevărul acesta este. Deci, maxim 5% din accidente se rezultă salvări de vieți omenești. Restul, părere de rău, sunt decese. Intervenția lucrătorilor de la descarcerări trebuie să fie cât mai rapidă, în maximum o oră de la producerea accidentului. De aceea, echipajele sunt primele care ajung la fața locului. Partea a lucrurilor este că, în nenumărate rânduri, cei care anunță evenimentul o fac mult prea târziu. Pentru a ieși din Bacău, la orele de vârf, echipajelor SMURD le trebuie cel puțin 15 minute. Viteze folosim peste limita legală, dar și așa, ca să ajungi la Răcăucin, îți trebuie jumătate de oră. Atunci când ești prins în fiare, când ai dureri și ai nevoie disperată de ajutor, și un minut se pare foarte mult. Vi s-a întâmplat să interveniți într-o descarcerare, să salvați viața cuiva care să vă caute mai târziu să vă mulțumesc? Deocamdată în 8 ani n-a venit nimeni. Ați fi vrut lucrul ăsta? Da, nu neapărat nouă, măcar o adresă la unitate. Comandantul întotdeauna ne anunța când era o mulțumire din partea cuiva, dar din persoanele salvate, nici eu, nici ceilalți 4 colegi ai mei, încă nu a venit nimeni. Cu toate că și-a dedicat 8 ani din viața lui pentru a salva viețile altora, Ionel nu a primit niciodată mulțumiri de la cei pe care i-a salvat. Chiar și așa continuă să-și facă meseria cu dragoste și devotament. Pe acești oameni, salvatorii noștri, noi trebuie să-i premiem cu respect și nu cu indiferența de care dăm dovadă de cele mai multe ori.